Să vedem cum funcționează un releu solid pe care îl găsiți de cumpărat în mai multe variante și la mai multe amperaje la care lucrează. Acest releu e un dispozitiv de comutație fără contact. Nu s-a auzit nici pâc, nici nu o să vedeți scânteii. Tensiunea care se dă comanda e între 3 și 32 de volți în cazul acesta pe curent continuu și tensiunea la care se primește comanda 220 de volți sau în cazul ăsta între 24 de volți și 380 de volți curent alternativ. Se poate folosi pentru tot felul de chestii pe acasă. Am legat aici un releu cu o baterie de 5V. Am legat bateria în serie pe un senzor de nivel de lichide care vă poate semnaliza să prindă un bec, să pornească o pompă sau la ce vreți dumneavoastră să folosiți, dar se poate folosi și la alte chestii. Comanda o va primi eu pe partea superioară, unde am conectat un prelungitor de 220 de volți care îl legăm pe priză, o dolie și un bec. Hai să vedem dacă funcționează fără să bag în priză prelungitorul. Îi dăm comanda pe senzor, ca și cum ar urca apa, să zic, în piscină, pac, s-a aprins. Nu s-aude nici țâc, nici pâc. Nu s-a auzit nimic. Bun, l-am oprit. Îl băgăm și în priză. Așa. O să porne senzorul. În momentul în care senzorul a făcut contact, becul s-a aprins, deci cam ăsta e principiul lui de funcționare. Principiul fizic. Releu are și o parte pentru schimbul de căldură care se poate conecta pe un radiator sau pe ceva rece ca să nu se încălzească. Nu l-am verificat încă în cât timp s-ar încălzi și bănuiesc că va ține mult. Mulțumesc!